Știți că avem foarte mult în comun cu România, ca de exemplu tradiții, limbă, cultură, istorie, folclor, gastronomie. Sigur că cunoaștem. Și în ultimii 10-15 ani foarte mult am ajutat cu renovarea grădinițelor, școli, cu gaz și curent electric, bursă pentru studenți în valoare de 65 de euro. Și noi dorim prin această scrisoare pe care o trimitem către producțiile noastre să cerem în continuare asistență, cooperare comună față de agresiunea de Rusia, ca să menținem pace și liniște în țară, pentru că noi suntem cei mai aproape de punctul de război. Pace și liniște, să nu ajungă război aici. Cunoașteți că ucrainienii mențin piept și scut pentru întreaga Europa. Pentru mine este totul, eu aș și tăți uniți și tăți străim bine cum era cândva. Da, dar chiar și în Republica Moldova sunt vecini care nu pot trăi între ei. Ei sunt, da, și în familie nu stă tot una, dar tot în Moldova sigur că mai mult fiecare cu părerea lui și cu mintea lui. Însă ca să ne putem apăra, avem nevoie de o armată puternică. O, Doamne, dar poate doar ne dăm și pași să nu ne apărăm, să nu jibă la noi în țară. Dar nu cunoaștem ce planuri au restul puterilor globale. Dar lumea e tot pentru pași, sărat ca lumea că trăiești așa greu și bolnav și viața e scurtă, dar nu mai știi și război, nimic e dintr-o țară prost. În afară de aceasta cerem investiții să vină din Occident, adică din Uniunea Europeană, cum vin în România, pentru a crea locuri de muncă, mai ales în mediul rural, în sat, pentru că aici e problema cea mai gravă. Nu, 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 drumuri, apă, tras, canalizare, ajutor cu pensiile și leacuri, medicamente pentru bolnavi. La noi pensiile sunt de 3-4 ori mai mici ca anul. Eu e cam ajutăm la 2000, dar din 8 clasă am terminat și m-am salut lucru, unii mei plătiți, unii mei greu și așa. E la 2000, am ajuns că s-au desfințat toți documentele, nu erau nicări, că n-ai știu. Și asta că tinerii pleacă peste hotare, nu lucrează. Și ia că e greu, că nici nu poți să te vezi copii, băi, atunci în Rusia și nu poate veni cu război, e greu și toți avem și pași și liniște și geniști și avem și pensii mai mari, dar nu știu când le-o mai avea. Să ne ajute cu lupta cu corupția și birocrație ca să se dezvolte țara mai repede, că la noi corupția este corupția mare. Corupția e primul plan. Dacă te-ai dus la doctor și nu e șed și se uită la tine 7 ceasuri și se joacă în telefoane și citești în cărți și în caiete și nu-ți mai faci nimic. Și a fost scrie alihamte niște tableti și te omoară cu dânsul că nu și aici trebuie. Și dacă nu e clar și avea, nici nu se uită la tine. Dar despre integrarea în Uniunea Europeană sunteți de acord? Și depinde de mine, depinde de popor. Chiar eu dacă sunt contra aceea, sunt cineva la mine că eu sunt contra. Fiecare, dacă, și după mașină, și după ghinilată. Am înțeles.